Bine ați venit la conferința de presa Clubului Dunărea Călăraș. Ne-am strâns ca să prezentăm noi jucători și să discutăm, bănuiesc, că subiectul cel mai arzător al ultimilor 10 zile și anume finanțarea clubului. Ca și prezentare de jucători, avem 6 jucători noi veniți, o revenire a unui jucător care fusese împrumutat și o prelungire de contract. Este vorba despre începând din partea de Ștefan Mardare. Avem după aceea Cristian Pușcaș, Călin Cristea, Bogdan Stancu, Alexandru Cincă și Cătălin Țâră. Cam astea sunt noutățile noastre. Din punctul meu de vedere ne-am acoperit pe toate posturile. Ar mai fi vorba de un singur transfer, încă un atacant care îl așteptăm astăzi să sosească la Călăraș și dacă ne vom înțelege, vom semna și cu el contractul. Care venire avem pe Micuț Costin, care a revenit de la, după împrumutul de la Dunărea Grădiștea și ar mai fi o prelungire de contract pe 2 ani al lui Bodocanda. Ca și plecați de la ultima etapă de anul trecut, îl avem pe Boris Zivanovici, care am înțeles că s-a transferat în Serbia. La problema a doua, dumneavoastră, dacă aveți ceva în legătură cu finanțarea, să mă întrebați sau vă povestesc eu ce s-a întâmplat, cum s-a rezolvat. Da, deci vineri s-a aflat că sunt ceva probleme cu finanțarea. Alaltăieri, domnul președinte al Consiliului Județean, Vasile Liuță, a declarat că va susține necondiționat sportul și nu va fi nicio problemă cu finanțarea din partea Consiliului Județean. Iar astăzi este la primărie o ședință prin care eu sper că și primăria va face același lucru și va susține în continuare sportul. Nu mă aștept la domnul primar Drăgulin să nu susțină sportul, mai ales că e un împătimit al sportului. Deci, mă bucur că s-a rezolvat toată problema cu finanțarea și clubul merge înainte, la aceeași capacitate ca și anul trecut. Cum apreciați performanța sportivă la preluarea funcției pe care o aveți? Vă dați seama că vin după cel mai bun an al Dunării Călăraș. Dunărea Călăraș a dat baraj anul trecut de promovare Liga 1. Acest campionat a început mai greoi. Am preluat echipa pe locul 13, acum echipa este pe locul 12, fără nicio problemă, zic eu, la retrogradare. Sunt 13 puncte de prima echipă care va retrograda și dacă informațiile mele sunt corecte și echipele Târlungeni și Râmnicu Vâlcea se vor retrage, vă dați seama că nu mai există nicio problemă din punct de vedere al retrogradării. Noi însă țintim mai sus, de aceea am adus și jucători. Toți jucătorii de aici sunt jucători cu experiență, jucători care ne vor ajuta extraordinar de mult. Chiar la urmă vreau să ne spună și ei două, trei cuvinte referitor la transferul la Dunărea Călăraș. Ce intenții aveți pentru viitor? Să câștig toate meciurile. Știu că nu e posibil, dar voi încerca. Ați identificat noi sponsorii pentru finanțarea echipei? Sponsorii care ne-au ajutat și care ne ajută în continuare sunt finanțatorii, bine, vorbim de finanțatorii Consiliului Județean și Consiliului Local, iar ca sponsori avem Condorul, Eurogrup, TG, Gmart, Remat, Aldis, Avicola Buzău, Asterix, RS Guard, Alitrans. Sunt sponsori care, unii mai mult, unii mai puțin, ne-au ajutat să ne desfășurăm activitatea în condiții optime. Eu aș vrea să întreb cum se va face finanțarea. Din ultimile discuții care le-am avut atât la Consiliul Județean cât și la Primăria Municipiului Călăraș, eu consider că cel mai simplu mod de a face finanțare este articolul 69 din legea 69 coroborat cu articolul 2 din legea 171, prin care toate asociațiile sportive fără scop lucrativ, exact ca Dunărea Călăraș, pot primi sume de la bugetul de stat sau bugetul local prin baza unor contracte de finanțare. Aceste contracte de finanțare, începând cu data din aceste contracte de finanțare, începând cu anul 2015, se pot da și salariile. Asta e ce vă convine, dar ce vor cei de la primărie sau Consiliul Județean? Vă dați seama că am avut o discuție cu ei. Nu, haideți să vă explic. Nu că îmi convine. Pentru noi ca și club este o muncă în plus acest contract de finanțare.
Pentru că acum să vă explic, să o iau de la, de la început. Vorbim de cotizație care era un sac în care erau niște bani și băgai mâna, cheltuiai și după aia arătai cum i-ai cheltuit. Și vorbim de contract de finanțare, care este un contract în care noi, înainte de începerea finanțării, venim cu un plan, demonstrăm exact cum se vor cheltui banii înainte să primim banii, după care îi cheltuim. Și trebuie să parcurgem exact planul pe care l-am adus prima dată. Ei veți convinge să vă facă finanțare prin contract? Nu trebuie să-i conving. Ei trebuie să se convingă. Nu știu dacă nu vor. Nu știu dacă nu vor. Nu vor decât o perioadă scurtă de timp. Nu știu dacă se poate contract de finanțare pe o perioadă scurtă de timp. Contractul de finanțare cuprinde niște termeni. Sunt stabiliți clar în legea 69, articolul 69. La aliniatul 3 scrie clar. Contractul de finanțare cuprinde și scrie obiective și așa mai departe. Multe chestii care sunt trecute acolo în lege. Și nu poți să faci contract de finanțare cum vreau eu sau cum vor ei. Trebuie să facem contract de finanțare cum prevede legea. Cum sunt N echipe în Liga 1, Liga 2, Liga 3 pe acest contract de finanțare. Deci nu vom mai avea 350. Din punctul meu de vedere, nu consider că mai este oportun 350, pentru că dacă intrăm iarăși în 350, putem să vorbim de alte chestii și nu vreau să mai intru în detalii. Și se stabilește astăzi? Astăzi, da, suntem la 10 invitați la categorie să stabilim exact sumele, exact cum se dau. Înțeleg că totul este ok, acum vom vedea. Deci contractul de finanțare este modalitatea cea mai corectă de finanțare a unui club privat de fotbal, că vorbim de un club privat, chiar dacă de drept privat, chiar dacă ca și membrii fondatori ai clubului sunt Consiliul Județean, Consiliul Local și ECOAC. Fără scop lucrativ. Fără scop lucrativ, ONG, organizat ca un ONG, da. Se vor retrage primăria și Consiliul Județean din structura asociativă? Este o altă discuție, în unele locuri s-au retras, în unele locuri nu s-au retras. Sunt discuții de natură juridică, de finețuri juridice, care nu vreau să intru în discuții, ne știm foarte bine exact cum trebuie organizată treaba. Cum apreciați meciurile viitoare? Ce competitori mai importanți ați identificat? Că suntem pe locul 12, vă dați seama că toți competitorii noștri sunt importanți și vrem să câștigăm toate meciurile cu ei. Începem destul de tare campionatul, avem o deplasare la Mioveni, după aia vine Brașov acasă, ambele echipe în primele 6. Vom încerca să câștigăm toate meciurile, vom încerca să urcăm cât mai mult în clasament și să dăm călărășenilor parte și de bucurii, că în tur au fost mai puține momentele. Vreau să-i dau cuvântul și domnului Brișan să ne spună două, trei cuvinte referitor la ce. Pe partea sportivă eu nu vreau să punctez mare lucru, mai bine să pricepe Leo la treaba asta. Ce pot eu să ajut și m-am decis să fac treaba asta e să atrag cât mai mulți sponsori. Pentru că viitorul cred că ăsta e. Adică mediul de afaceri local a fost mai puțin implicat până acum. Sponsori s-au numit și cei care poate au ajutat o singură dată echipa și n-au mai făcut-o de ani de zile și potențial cred că există. De asemenea, împreună cu Leo am stabilit ca să implementăm un nou plan de marketing sportiv, ceea ce nu s-a făcut la Dunărea până acum, ce obținut eu nu știu. De asemenea, încerc să atrag și importatorul Renault. Pe 9 februarie am întâlnire cu directorul general de la Renault și sper să obținem ceva fonduri de acolo, consistente. Veți aplica și în proiectele care presupun performanță, excelență, cum s-a propus de către domnul Vasile Iliuță? Bineînțeles, pentru că am trecut când Dunărea se bătea la promovare, am avut porțile deschise la Renault. Cu locul 12 e mai greu să ajung acum. Pe plan local, cum încercați să-i atrageți? Prin ce modalități? Deci cel puțin de două săptămâni asta am făcut. E foarte greu ca ei e foarte greu, dar dacă nu-i vizitează nimeni și nu-i caută nimeni, nimeni nu vine cu bani. Deci trebuie vizitați, convinși, baze legale, bineînțeles, pentru că știți foarte bine că 20% din impozitul pe profit se poate direcționa. Anul trecut au direcționat firme mari acest impozit? Nu. Sunt puține.
Deci în afară de remat, eu nu știu. Da, anul trecut, în luna decembrie, am fost ajutați foarte mult de către Eurogroup DG, firmă din București, cu o sumă foarte mare, și de Gimart. Gimartul e o noutate. O noutate care a venit lângă noi, domnul Gheorghe, și ne-a ajutat cu, în decembrie cu o sponsorizare. Sunt foarte mulți agricultori în zonă. Da, știu. Nu aveți niciun ajutor din partea lor? Prosolul ne-a ajutat, întotdeauna la club. Iar în continuare o să avem o discuție, dar acea discuție va fi cu toții odată, o să ne întâlnim și o să discutăm, să vedem care ar putea fi ajutorul lor către acest club. Dar v-am spus, de marketing și de finanțare se ocupă domnul Brișan și chiar vă spun sincer că în ultimele două săptămâni chiar se vede. Chiar am fost ajutați, având și finanțarea oprită, clubul și-a desfășurat în continuare fără nicio problemă activitatea. Adică ce vrem noi e să nu mai obținem ajutoare, pur și simplu. Da. Pentru că asta s-a făcut până acum. Poți să rămâneți la bugetul de 36 de miliarde? Nu e bugetul de 36 de miliarde, este finanțarea de 36 de miliarde. Bugetul poate să fie 50, dacă ne descurcăm. Nu, noi vorbim de finanțare. Finanțarea e una, bugetul e alta. Finanțarea este ce bani vrem noi de la... Da, bugetul este construit. De la administrație, deci 36 de miliarde, noi vrem bani de la administrație. Poate să fie 60 de miliarde bugetul, dacă eu pot să-mi aduc sponsori de până la 60 de miliarde din privat, este problema mea de unde aduc banii și dacă pot să aduc banii. Și suma va veni de la Consiliul Județean sau și de la FIMAGHIA? Am înțeles că finanțarea va fi ca și înainte, jumătate-jumătate. Cum a fost și până acum. Un buget inițial trebuie să aveți. Inclusiv minim. Sponsorii privați. Vedeți, domnul Decebar, vorbim de un buget. Noi vorbim de un buget anual. Noi vrem să cheltuim un buget anual pe un campionat, pe jumătate de campionat și altă jumătate de campionat. Dacă bugetul era din iunie până în iunie, era ok. Știai pe ce mergi, da? Eu merg acum și vorbesc de un buget. Da, l-am construit. Dacă mie, cum mi s-au retras acum 4 echipe din București și mi intră 4 echipe de la Sebi și de la, cine mai e pe primul loc în partea aia, Deva și mai mi intră și Sibiu, că ei sunt pe primul loc în seriile alea, și mai mi intră și Vasluiu, că e Atletico Vaslui pe locul întâi în seria întâi, transportul meu nu mai poate să cadă ca și cum mă duceam la Berceni, la Râmnicu Vâlcea și la, cine seama, Metalul Reșița. Da? Deci nu pot să vorbesc de același buget. A, că nu pot fi diferențe enorme, da. Dar bugetul este discutabil. Dacă mie mâine vine Federația Română de Fotbal și îmi spune că în loc de 7.800 de lei barem de arbitraj cu observatori la un meci, o să mă coste 150 de mii. Eu nu pot să zic, știți, domnule, mi-am făcut bugetul, nu vreau 150 de mii. Dacă așa se hotărăște, trebuie să dau 150 de mii, 15 mii de lei. O să dau 15 mii de lei. Vă mai pot da cazuri. Acum Federația a venit și a micșorat 3 taxe. E bine pentru mine că 3 taxe astea micșorate, cel de transfer, de viză și de așa mai departe, rămân în contul clubului. Gândiți-vă, da, tot acolo, tot e. Gândiți-vă că vorbim despre transport. El este la fel, negociabil. Nu poți să știi. Da, vedeți, și o să cred că o să cer mai puțin. Da. Deci nu putem să vorbim despre un buget pe sumă fixă, dar în mare noi știm care este bugetul. Salariile nu sunt fluctuante și salariile sunt și mai e ceva, stați puțin. Și gândiți-vă că noi în tur, de exemplu, nu s-au prea dat prime, că nu s-a câștigat. Dacă acești băieți vor câștiga și la ce văd eu cum joacă echipa și cum se desfășoară echipa acum, vom câștiga. Va trebui să dăm și prime. Deci sunt discuții, nu poți să știi un buget fix la sport. Nu e matematică. Cum veți asigura transparența cheltuielilor? Transparența cheltuielilor. Noi în fiecare lună, la Consiliul Județean și la Primărie, ducem o listă cu tot ce înseamnă cheltuirea banului public, cu factură, număr de factură, furnizor și așa mai departe. În fiecare lună. Deci nu o să mai cumpărați 100 de kg de pește într-o zi, nu? Nu vreau să intru. Și îl încărcăm și pe site-ul clubului. Mai o negociere... ideea era ca și cei de la Consiliul Județean să ne spună pe ce cheltuie bani într-un an de zile. Adică să fie aceeași simetrie a transparenței. Lăsați-mă și cum să răspund la întrebare, vă rog. Ca să fiu foarte clar de ce noi să facem aici, ca și transparență, da? La noi totul acum se face cu referat, se semnează. Dacă s-a mâncat un măr, semnează cine l-a mâncat.
Este foarte greu. Avem tone de hârtie făcute. Nu avem ce face. Ca să nu se mai discute absolut deloc. Căutăm să evităm tot ce înseamnă cash. Avem contract cu carburant, contract Kaufland-ul cu mâncare. Din păcate, cumpărăm numai de la Kaufland deocamdată. Avem o problemă cu contractul, deoarece nu ne răspunde nimeni de la București. Ne-au răspuns că o să se facă, dar nu s-a făcut deocamdată. Dar vreau să vă spun ce o să se facă. Restul o să plătească numai prin bancă, cu card. Totul se plătește numai cu card, eliminând cash-ul. În afară de arbitraje care nu putem să le plătim prin bancă, că nu mai e stabilită de federație, e clar, e obligatoriu fiind având PFA-ul, să le plătești cu chitanță și factură. Și unele salarii care sunt date cash, neputând să le oblig nicio persoană cu fond legii să-i dau prin card, nu pot să le oblig, nu vrea, vrea cash, vrea cash. Da, bine, vorbim de 5% din toți salariații. Noi nu mai umblăm cu cash-ul. Ne umblăm cu cash-ul și cumpărăm totul prin bancă și plătim prin bancă. Nu cred că se mai gândește cineva că cineva mai face ceva la acest club. Ca să eliminăm orice fel de discuții. Și v-am spus, toate cheltuielile sunt trimise lunar cu factură, cu chitanță, cu sumă, tot, tot, tot. De unde, ce s-a achiziționat tot? La Consiliul Județean și Primărie, cu număr de registrare, le avem, le putem arăta. Și dumneavoastră, oricând veți dori, o copie după aceea... Un fel de balanță, să-i spun, acel raport lunar, vi-l putem da oricând, veniți să-l vedeți, ce s-a cumpărat, cât s-a cumpărat. De unde s-a cumpărat? De unde s-a cumpărat? Deci nu se pune problema de așa ceva. Firmele care au reclamă pe marginea terenului, toate sunt sponsorii echipului? Vom reface o... Bine, tot domnul Florin Rișan se va ocupa să facem... Noi facem deja o inventariere. O facem o inventariere pentru că sunt într-adevăr sunt firme, nu numai acolo, și pe alte spoturi, publicitate, afișe și așa mai departe, publicitare, afișe, care nu mai ajută clubul și vă dați seama, va trebui să avem o discuție cu ei să ne spună clar, ne mai ajută sau dispar din rândul sponsorilor. Este logic. Noi am stabilit ca să... toate benele pe care s-a afișate pe stadion să aibă același format. Dacă vă uitați acum unele pătrate, altele, mă rog. Și la tribuna de oficială o să mergem pe niște benere puse, să se vadă din cealaltă parte. Practic, vrem să fie... Toate, dacă toți suntem ajutați... ideea ca să aducă bani către club. Ne puteți prezenta jucătorii invitați detaliat? Eu vi-am arătat, vreau să prezinte fiecare, începând de la Ștefan. Ștefan Mazare, 29 de ani. Mai tare. Da. Mai tare, detalii despre activitatea profesională, sportivă, implicare. Să-l întrebă, nu? Unde ați mai activat? La ce echipe? De recent am fost la Unirea Alba Iulia, ultima echipă. În CV mai am Rapid, Oțelul Galați, Vaslui, Debrecen, în Ungaria. În ce poziție jucați la echipa locală? Fundaș central. Da. Ce v-ați propus pentru viitor? Am propus să ajut clubul să-și îndeplinească obiectivele și să mă ajut și pe mine, să capăt o formă sportivă cât mai bună. Pușcaș Cristian, 23 de ani, sunt mijlocaș central. Ultima oară am jucat în Islanda. Am mai trecut la Academic Argeș, prin FC Princeni, Steaua București și cam asta. Cum colaborați cu colegii, cu echipa? Foarte bine, un grup frumos. Sperăm să facem rezultate cât mai bune și să fie tot ok. Galin Cristea, 28 de ani, mijlocaș central, ultimul club CSM Râmnicu cu Vâlcea. Am mai fost pe la Unirea Alba Iulia, Pandurii de Vâlciu, în Cipru și FC Brașov. Bogdan Stancu, 23 de ani, la stânga. Ultima dată am jucat la Metalul Reșița. Mai am în Sibiu, Znagov și Afumați. Și ne-am propus să jucăm cât mai bine, să câștigăm ce se poate, să fim sus acolo. Alexandru Cincă, 22 de ani, mijlocaș central, a jucat la Juventus București, am promovat pe Liga 2. Ne dorim să ajutăm cât mai mult echipa, să urcăm cât mai sus. Cătălin Țără, 22 de ani, ultimul club
în FC Baku, în Azerbaijan. Am jucat în Italia, la Lazio, la Udinese, în Olanda, la Den Haag, în România, la Brașov, la Rapid, la Chiajna. Acum la Dunărea, alături de colegii mei, sper să facem o treabă bună și să ajutăm clubul. Da, acesta este lotul. Aceștia sunt cei că noi veniți în lot. V-am mai spus, mai avem o revenire a lui Micuț și o prelungire de contract a lui Bodo Canda. La fel cum am promis când am preluat clubul, vreau să semnez de acum, din iarnă, cu toți jucătorii prezenți în club, astfel încât în vară nimeni să nu mai termine contract. Pentru o gândire pe termen lung și atacarea promovării anul următor. Deci încă o dată vreau să vă spun. Un an jumate sunt toate contractele, tot ce am semnat aici, toți sunt semnați un an jumate. Doar aici? Aici. Mai am prelungit cu Bodo Canda și mai am de prelungit, săptămâna viitoare va prelungi și Șandru, va rezilia cu Pandurii Târgu Jiu, el mai având încă un an de zile contract din vară cu Pandurii Târgu Jiu, va rezilia și va semna și el prelungirea contractului. Rămân de semnat, care termină în vară, Ibrian, care am o problemă pentru că Unirea Slobozia, nu vrea să-l mai lase decât în urma unor negocieri și să vedem dacă într-adevăr se va putea. Și mai termină Cezar Lungu și Ciocâlteu. Ei doi mai termină și cu ei vreau să prelungim de acum. În rest, nimeni în vară nu mai termină contractul. Toți au contract pe încă cel puțin un an de zile din vară. Ca în vară, dacă totul merge ok, să atacăm cu aceeași echipă, să nu facem nicio schimbare în echipă pentru anul următor. Dacă lucrurile nu merg bine, să vedem. Pentru anul următor, care este obiectivul? Promovarea? Atacarea promovării, da. Nu este prea ambițios? Niciodată n-am putut să adăsăm. Deci n-am putut niciodată să gândesc altfel în sport. Nu pot. Deci dacă nu atac promovarea, consider că... Ce? Să stăm să... Eu consider că Liga 2 este cel mai păgubos eșalon fotbalistic. Adică cheltui mulți bani și nu poți să aduci niciun fel de sponsor, aduci, dar nu la nivelul cheltuielilor. Față de Liga 1, unde drepturile de televiziune, marketingul și așa mai departe, pot aduce bani să se susțină performanța mult mai ușor. Aici puteți să-l consultați pe domnul Tatu, că e un specialist în promovări, în marketing. Eu am zis că am venit la o conferință de presă serioasă, nu ne luăm la... Cantonamentul, vă dați seama că da, el, și pregătirea sportivă se face după anumite termene și termeni. Dacă nu l-am făcut exact cum trebuie, adică de lunea trecută până miercurea viitoare, nu mai putem să-l facem. Deci el a căzut. Noi aveam cantonament programat de pe data de 23 până pe data de 3. Fiind probleme cu finanțarea chiar o zi înainte de plecare în cantonament, n-am mai putut să plecăm. Nemai plecând, nu mai putem să zic să plecăm de săptămâna viitoare. Banii pentru că faceți cantonament nu i-ați avut. Presupunea că... Noi aveam bani în cont, și avem în continuare niște bani în cont prin care puteam să plătim aproape 40% din cantonament. Nu ne-am mai dus, am avut noroc că n-am plătit avans nimic, da? Și nu am mai plecat, banii sunt în continuare în cont. Dar următoarea tranșă, noi o stabilisem cu cel de la cantonament, o plăteam în luna martie când începeau să intre banii de anul acesta. Gândiți-vă, noi anul acesta n-am primit niciun ban de la buget. Noi am rezistat, jucătorii sunt plătiți la zi, noi nu avem probleme cu plata, ei sunt plătiți la zi. Noi avem totul plătit la zi acum, doar n-am plătit bugetul pe luna decembrie. Că trebuiau să intre banii pe luna ianuarie și plăteam și bugetul pe luna decembrie. Jucătorii sunt deja plătiți pe luna decembrie care au fost. N-am mai putut să plătim, am oprit orice plată și acum așteptăm să înceapă, să intre normal activitatea. Fără cantonament, asta e clar. Alte întrebări? Afectat echipa? Acest cantonament? Sincer să vă spun, din punctul meu de vedere, era bun un cantonament, nu știu, eu am altă strategie. Cantonamentul montan, din punctul meu de vedere, este un cantonament depășit. Practic, pentru mine, în această perioadă, mi-ar fi trebuit un teren foarte bun de joc să pot să lucrez. Mai ales în condițiile în care am adus 6 jucători noi, să pot să integrez ușor în echipă, nu neapărat să stau să-i aleg pe munți,
să alerge pe zăpadă, să alerge cu piciorul strâmb pe zăpadă și așa mai departe. Sunt păreri pro și contra cantonamentului montan. Eu sunt împotriva cantonamentului montan. Într-adevăr, era un bun un cantonament dacă îl făceam în Grecia, în Turcia, ca să poți într-adevăr să ai o climă care să-ți permită să faci mult tehnico-tactic. E adevărat, veneai de la căldură și începeai să joci pe 25 februarie la 2 grade, la 3 grade. Corpul nu era obișnuit, dar ca și acumulare pentru corp, eu zic că era mai mult un cantonament în țările calde, ca să zic așa. Da, doar jucătorii.